17. Bun găsit la Jurnal. Descoperire macabră la doar câțiva kilometri de cabana Rânca. Cadavrul unui copil sfâșiat de animal a fost găsit de un bărbat. Rămășițele nu au fost încă identificate, însă polițiștii cred că este vorba de băiatul de 7 ani dispărut acum mai puțin de o lună de la cabana Rânca. Colega noastră, Andrada Velciov, se află acum în direct cu noi. Andrada, cât va dura identificarea rămășițelor? Bună ziua, este prematur să spunem cât va dura această identificare. În cazul în care în zona respectivă vor fi găsite și hăinuțe ale copilului, atunci identificarea va fi făcută mult mai repede de criminaliști. În cazul în care aceștia nu vor descoperi și alte urme, ei vor trebui să facă această identificare pe baza probelor ADN, ceea ce cu siguranță va dura ceva mai mult timp. Cert este că acesta este primul indiciu pe care polițiștii îl au despre copilul dispărut în urmă cu aproape o lună din stațiunea Gorjan Rânca. Este o zonă, vorbim despre o zonă situată la câțiva kilometri mai jos de cabana de unde copilul a dispărut, o zonă despre care polițiștii spuneau încă de la început că este posibil ca micuțul să se afle acolo, pentru că era puțin probabil ca el să fi putut să străbată 10 de kilometri distanță. Este o zonă care a fost periată și căutată nu de puține ori, 10 sute de persoane chiar au căutat acolo zile întregi. Tot în zona respectivă au fost aduși și câini dresați special de la Sibiu, chiar și elicopterul MAI a survolat zona. La un moment dat au venit și ajutoare din partea poliției de frontieră, aparate cu termodetecție care au căutat de asemenea în aceea zonă și iată că doar acum, după aproape o lună distanță, un culegător de zmeură a trecut pe acolo și a anunțat imediat poliția spunând că a descoperit un cadavru de copil. Acum în zonă sunt criminaliști și polițiști, este o zonă greu accesibilă, undeva unde nici măcar nu este semnal la telefon, ceea ce îngreunează accesul la informațiile de la fața locului. Andrada Velciov, mulțumesc. Circulația feroviară între Ploiești și Comarnic a fost reluată după mai bine de 4 ore. Trenurile au fost blocate din cauza unui stâlp de electricitate care a căzut peste calea ferată. O mașină a doborât stâlpul după ce șoferul a pierdut controlul volanului. Cu detalii vine colega noastră Laura Calciu. Te ascultăm, Laura. Bună ziua! Într-adevăr, accidentul s-a produs în jurul orei 1. Polițiștii spun că șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului într-o curbă din cauza vitezei. Mașina a izbit un stâlp de înaltă tensiune aflat pe marginea căii ferate. Stâlpul s-a dărâmat peste șinele de la CFR, după care autoturismul a căzut pur și simplu și s-a răsturnat de mai multe ori și a sărit peste calea ferată. 4 persoane se aflau în acel moment în autoturism, numai 2 au fost rănite. Cei 2 au suferit însă răni ușoare, după cum spun medicii, și au fost transportați de cadrele medicale de la ambulanță la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești. Vorbim despre 4 persoane care veneau din Germania și se duceau în concediu pe litoral. 3 dintre cei aflați în autoturism sunt cetățeni din Germania. Laura, mulțumesc. Un subiect care va fi comentat pe larg în scurt timp de Cristina Șincai și invitații ei. Cristina. Și nu numai acest subiect, vorbim despre activitatea poliției, care iată astăzi a trebuit să vadă ce se întâmplă cu accidentele pe drumuri, dar și ce se întâmplă cu anumite persoane care din când în când se mai împușcă, pentru că se întâmplă în România. Despre toate acestea imediat într-o ediție specială. Mulțumesc, Cristina. Comuna Scânteia din Iași este în doliu. Unul dintre localnicii care au murit vineri în catastrofa feroviară a fost condus pe ultimul drum de toată suflarea din comună. O altă victimă, o tânără de doar 22 de ani, este și ea înmormântată astăzi. Saviana Rusu se află în continuare în această comună. Te ascultăm, Saviana. În momentul de față are loc slujba la biserică pentru tânăra de 22 de ani, care urma să se căsătorească anul viitor. Alături de familie și de iubitul ei este condusă pe ultimul drum. Oricum sunt vieți curmate într-o clipă, vieți distruse apoi de acest accident care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. Oamenii încă stau la marginea caselor lor pe stradă ca să întâmpine rudele sau persoanele dragi care au murit în acest accident. Sunt zeci de localnici care toată ziua au fost înlăcrimați și încearcă să își dea un răspuns la întrebarea de ce acel microbuz a oprit pe calea ferată, de ce pentru șofer a fost mai important să numere niște bani decât să aibă pur și simplu grijă de
pasagerii pe care îi avea în spate. Pe de altă parte, trebuie să vă spun că în această localitate sunt oameni destul de săraci. Unii n-au avut bani nici măcar ca să-și înmormânteze persoanele dragi. Așa că cei mai mulți au strâns de prin vecini. Primarul a făcut o chetă comunală, dacă putem să-i spunem așa, ca să strângă câteva milioane de lei vechi, să aibă fiecare în parte ca să cumpere de o lumânare, de o colivă pentru cei care au plecat dintre ei. Am stat de vorbă cu mai mulți localnici care, disperați de ceea ce s-a întâmplat, disperați că nu mai pot să întoarcă lucrurile, spun că șoferul acestui microbuz este o persoană inconștientă care a provocat acest accident fără să-și dea seama în ce poate să genereze. Trei dintre victime sunt din localitatea Vasluiană Tăcuta, printre ele Florin Chelaru și fiul său de 8 ani. Bărbatul mergea să-și cumpere mașină, iar copilul curios a ținut scai de tatăl său. Ce a luat și copilul? Copilul se nea după el. L-a iubit pe tata lui. Și l-a luat. El practic întreținea familia? Da. Ei au mântuit și băiatul la 10 ani, cât mângea, cât alerga, erau stâlpicase, ei doi. Baza, ei fugeau, ei dregeau, ei alergau. Soția lui Florin Chelaru a vândut tot ce avea ca să-și mormânteze soțul și copilul. Acum trebuie să-și crească singură cei doi fii care i-au mai rămas. Foarte greu să discurci, foarte greu. Are unul de 1 an și 3 luni, un băiețel care trebuie crescut, crește fără tată. Tatăl și fiul vor fi înmormântați împreună. O altă victimă este Dan Săcăleanu, un bărbat de 33 de ani din Scânteia. Vineri mergea la Iași ca să-și ridice salariul. Dorea să-și tencuiască locuința. La serviciu chema și a fost să dea salariul. Și s-a dus cu maxa să zic două și a zis că nu mai stai o leacă și nu să mai mănânci și așa. Era un om de treabă, glumeț, harnic. 13 oameni au murit vineri în cel mai grav accident ce a avut loc în România în ultimii 3 ani. În urma lor au rămas familiile împietrite de durere. Numărul de funcționari din primării, consilii locale și județene ar putea fi redus drastic, scrie agenția de presă Newsin, agenție care citează surse din cadrul autorităților publice locale reunite în aceste zile la Bușteni. Astfel, cea mai mare reducere se va face în primăria generală a capitalei, 60%. Din 1060 de angajați ar mai rămâne 400. În primăria de sectoare, după reducere, ar mai rămâne câte 180 de angajați. 12 funcționari publici ar mai lucra în primăriile de comune cu până la 1500 de locuitori, iar în cele cu până la 5000 de locuitori ar mai lucra 16 angajați. Conform agenției de presă Newsin, propunerile au venit de la liderii autorităților locale, care s-au reunit, așa cum vă spuneam, în aceste zile la Bușteni. Primarii de sectoare din București au reacționat imediat. Cei mai mulți spun că în aceste condiții primăriile nu și-ar mai putea desfășura activitatea. Vă asigur că vor fi și reduceri la unii și creșteri la alții. Dacă discutăm despre ajustări de personal în acest proces de descentralizare, răspunsul este da. O noiție specială acum, moderată de Cristina Șinca. E Cristina? Bună ziua, la bună ziua, doamnelor și domnilor. Un accident a făcut astăzi ca traficul pe calea ferată să se oprească și nu numai. Și șoferii au trebuit să aștepte vreme bună ca să poată înainta. S-a întâmplat pe Valea Prahovei, poate una dintre cele mai aglomerate rute din România în final de săptămână. Asta s-a întâmplat pe drumuri, poliția s-a ocupat însă și de multe alte probleme, mai precis de persoane care se împușcă. Astăzi s-au împușcat la Slobozia. Despre toate aceste grozăvii, să le spunem, discutăm cu invitații mei, doamna Paula Iacob, avocat. Bună ziua, doamnă, bine ați venit. Din partea Poliției Rutiere, domnul comisar șef Paul Toma, bună ziua, bine bună ați ziua. Venit. Și domnul Codrin Ștefănescu, Partidul România Mare, bună ziua tuturor, bine ați venit. Circulația feroviară este blocată de 4 ore între Ploiești și Comarnic din cauza unui stâlp de electricitate care a căzut peste calea ferată. O mașină a doborât stâlpul după ce șoferul a pierdut controlul volanului. Cu detalii vine chiar acum colega mea, Laura Calciu. Bună ziua, Laura! Bună ziua, într-adevăr, în jurul orei 1, o mașină care a fost scăpată de sub control de un șofer care este din Germania a lovit stâlpul de înaltă tensiune de pe marginea căii ferate, l-a dobărât, după care autoturismul s-a răsturnat și a sărit pur și simplu peste calea ferată. Angajații de la CFR au reușit abia în urmă cu câteva minute să redreseze situația, iar în urmă cu 3 minute angajații CFR-ului ne-au anunțat că primul tren care stătea blocat în gara din Comarnic
a început deplasarea către destinație. Este vorba de un rapid care circulă către Viena. Angajații CFR au lucrat la linia de înaltă tensiune, astfel încât locomotivele să poată circula din nou, la fel și trenurile. Dacă nu reușeau să remedieze problema în scurt timp, era varianta ca trenurile să fie trase de locomotive diesel, întrucât nu exista electricitate. Din fericire au reușit să rezolve problema, iar primul tren, așa cum vă spuneam, a plecat deja către București. Au fost în Prahova 5 trenuri blocate în mai multe gări, vorbim de 3 trenuri rapid și 2 personal, timp în care călătorii și-au pierdut orice răbdare, mai aveau un pic să renunțe și să se ducă către ocazie sau microbuze. Laura, aș vrea să te întreb dacă mă auzi. Ce s-a întâmplat exact? Vedem această mașină, arată groaznic. Noi o vedem în ilustrație acum, ceea ce ați filmat voi acolo. Cum s-a putut ca această mașină să fie pur și simplu distrusă? Exact. Polițiștii spuneau că tot accidentul s-a petrecut din cauza vitezei. Șoferul nu a adaptat viteza în curbă, a pierdut imediat controlul asupra volanului. A avut mare noroc, el nu a suferit nicio leziune. Încă un pasager a scăpat teafăr. În schimb, două persoane care se aflau în autoturism, vorbim de doi bărbați din Germania, au suferit leziuni ușoare, au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești, unde sunt ținute sub supraveghere medicală. Laura Calciu, un direct de pe drumul național numărul 1, Valea Prahovei. Iată ce se întâmplă pe șosele. Domnule Paul Toma, sunt frecvente astfel de accidente? Astfel de accidente, precum cel care l-ați prezentat, nu sunt frecvente. Sunt frecvente accidentele. În schimb, pe sectorul de drum între București și Brașov este, de fapt, un drum criminogen în evidența poliției rutiere. Foarte multe accidente acolo, doamna Paula Iacob. Sunt accidente, într-adevăr, foarte multe. Din păcate, ceea ce pot să vă spun este că întâmplările acestea despre care vom discuta în această întâlnire n-au în ele nimic din armonia spre care, în mod normal, năzuiește ființa umană. În toate aceste întâmplări, îmi pare rău, dar trebuie să spun că intervine și au la bază nu criza financiară, nu nevoia omului de a se distra, lipsa de educație. Cel care se urcă băut la volan și provoacă accident, bea și nu respectă legea, pentru că educația lui, fie din familie, educația din școală, educația lui juridică, este total deficitară. Cel care, la fel cum a procedat conducătorul de azi, toți conducătorii de autoturisme știu că trebuie să respecte viteza și să aibă o anumită conduită într-o curbă. Cel care a condus azi nu i-a păsat că avea niște oameni de a căror viață răspundea și a provocat accidentul care a produs o întârziere atât de mare. Sunt oameni care poate mergeau la un consult medical, poate mergeau la o sărbătoare de familie. Plecau pur și simplu după ce au adunat un an de zile bani într-o excursie la Viena. Ei, nimic nu a contat, fiindcă domnul de la volan s-a considerat stăpânul lumii și cel care poate să facă ce vrea pe o șosea. Eu știu că s-a modificat legea circulației, că au intervenit noi dispoziții, că mergem pe ideea unei circulații moderne, dar în același timp în care să existe foarte multă precauție, este insuficient. Eu spun că trebuie să se meargă spre sancțiuni pecuniare foarte grave pentru cei care produc accidente. Chiar dacă nu intră în închisoare, dar dacă ne gândim cât de multe accidente se produc, fiindcă unii doresc să facă bani cât mai mulți. Vom discuta probabil și despre acel carnagiu, cum mi-a spus mie domnul polițist, că într-adevăr a fost un carnagiu ceea ce s-a întâmplat acolo în Moldova. Dar aceste dorințe de a face bani sau, mă rog, de a realiza ceva, nu pot să înfrângă ceea ce este omenesc în noi și anume grija față de noi, de familia noastră și de cel care are ghinionul să circule într-o mașină cu noi sau pe lângă noi. Domnule Codrin Ștefănescu. Eu zic, în primul rând, oamenii au ghinionul că trăiesc în România. Nu zic că nu sunt și șoferi care sfidează legile, dar 95% din vină o poartă autoritățile. Avem drumuri proaste acolo unde le avem, că sunt locuri unde nu avem nici măcar drumuri.
plină de gropi, se circulă uneori pe o singură bandă. Este absolut inimaginabil cum se circulă în România. În ceea ce privește accidentul, carnage, își putea spune, de la Iași, în care au murit o grămadă de oameni, în primul rând, la fel, este de vină guvernul, Berceanu. Noi am cerut oficial demisia lui Berceanu. De exemplu, acolo... Nu-i prea mult ceea ce spuneți? Nu, o să vă dau și argumente. Se va da de un șofer, că adevăr, poate a făcut o greșeală, nu știm încă, o să se vadă la anchetă ce spune poliția, dar acolo nu era o barieră. Ori asta intră în atribuțiile Ministerului Transportului, care face orice altceva. Face șosele, face tot felul de centuri, de proiecte megalomanice care nu sunt trecute în harta de drumuri a României și așa mai departe. Ce domnul Toma? Poate trebuie în colaborare cu poliția română, poate așa se stabilesc locurile în care pui barieră sau doar semnale acustice? Era un drum foarte important ăla, trebuia cu barieră. Sunt drumuri de țară care au barieră și ăsta n-avea barieră. Domnule Toma, semnalizarea căilor ferate, deci pasajul la nivel cu calea ferată, la intersecția cu drumurile publice, este asigurată de administratorul căii ferate și de administratorul drumului public. Este adevărat, este consultată și poliția. Dacă este să ne referim la situația de la Scânteia, drumul este în aliniament, deci vizibilitatea este mai mult decât bună de o parte și de alta a căii ferate, dar nimic nu împiedică pe administratorul căii ferate ca suplimentar să instaleze și sistemul de semibariere. Există reguli clare când pui există un standard elaborat pentru trecerea la nivel cu cale ferată, pentru toate pasajele la nivel cu cale ferată și este luat în considerare la oricare dintre aceste pasaje. Doamna Șinca, și la 1900, nu știu, când erau numai căruțele și erau primele trenuri cu aburi, se puneau barieră. Ne avem acum aproximativ 65% din drumurile adiționale nu au barieră. Cred că mai mult. Cred că mai mult. Vă dau exemplu numai în județul Ilfov, la Grăbiște și așa mai departe. Nu știu câte accidente s-au petrecut. Una la mână, doi la mână. După un astfel de accident, eu mă întreb ce face statul. În primul rând, Ministerul Transportului a făcut tot ce se poate să nu asigure siguranța cetățeanului, deci trebuia boxe cele de emisie, în primul rând, Ministrului Transportului, trebuia declarată zi de doliu național, între timp politicienii se duc și se distrează, pentru România muribundă. Traian Băsescu dansează la Prislop, până și organizatorii de la Prislop au ținut un moment de reculegere astăzi pentru cei morți, pentru că acolo au rămas în comuna Scântea 14 copii orfani. Și vă spun, 95% aici, o fi având vină și șoferul, dar e vinovat în primul rând statul, că dacă era barieră, nu trecea nebunul peste barieră, stătea, era obligatoriu să stea. Nu era, asta spun, adică nu era obligatoriu. Bun, nicio țară din Europa, doamna Șinca, nu există o situație ca noastră la transporturi. În toate țările din Europa sunt bariere, niște bariere de lemn amărâte, se pun niște bariere. V-am spus, 95% din accidente se petrec datorită condițiilor de trafic. Foarte mulți dintre șoferii care scapă, uneori o declară, domnule, am avut decât 60 pe oră, când pur și simplu s-a deschis o groapă sub mine, m-a răsturnat cu mașina, am scăpat ca prin minune. Dar vedeți, aici ne spune domnul comisar șef, era vizibilitate bună, regulile există, de bun simț ale există un raport al celor de la circulație, doamna Șinca, există un raport al celor de la circulație care a trebuit să-l dea publicității. Noi l-am arunțat într-o goță de presă la PRM privind declarațiile date de oameni nevinovați care au avut accidente pe șosele datorită drumurilor sau situației drumurilor. Ori i-a căzut o piatră, s-a rupt pur și simplu șoseaua cu pe. S-a întâmplat în București. Uitați-vă ce este după inundație. Uitați-vă cum se surpă pământul și cade mașina cu totul. Am avut cazul de acum 3 ani de zile când au căzut cu mașina în groapă în mijlocul Bucureștiului pe ploaie și s-au unecat că n-au putut să mai iasă în mijlocul Bucureștiului. Deci este inimaginabil. Rapoartele astea sunt la Direcția Circulației, în care arată că, într-adevăr, aproape 70% dintre accidente se petrec datorită situațiilor, condițiilor de drum. Nu neapărat că oamenii sunt nebuni. Ce se mai întâmplă și atunci când oamenii sunt nebuni, pentru că sunt destui nebuni și pe lângă noi? Drumurile sunt pline de microbuze ai căror șoferi sfidează legile rutiere și pe cele într-un final ale bunului simț, dar uneori nici pasagerii nu se lasă mai prejos. Dovadă stau și filmulețele postate pe YouTube care surprind câteva asemenea cazuri. În București, Călăraș, pe drumul spre Vama Veche, de exemplu, sau pe ruta Roman-Bacău. Că
capacitate din locuri 15 plus 1. Persoane 15, da? Hai să numărăm. Window was changing his Bentley, the whole thing empty. And make sure ain't a snitch left to tell Dick Drake. Am tot văzut asemenea imagini și tot nu ne vine să credem, domnule comisar, și vedeam în ultimele cadre, era un șofer, probabil de microbuz, probabil de autocar, nu era foarte clar, dar își nota ceva la un moment dat, vorbea la telefon. Această inconștiență pe care o tot regăsim pe YouTube se transformă într-o popularitate în ultima perioadă. Ați mai prezentat încă un caz cu un minor care conducea o mașină pe raza județului Bacău. A fost identificat de către colegii noștri de la circulație. Sunt făcute cercetări în cauză. De remarcat este faptul că persoana în cauză, identificată, are vârsta de 13 ani jumate. Și unde credeți că a învățat să conducă un vehicul? La clubul de karting din Selena din Bacău. Iată încă un semn de întrebare vis-a-vis de accesul copiilor la anumite ramuri de sport. Dar copiii nu au voie să meargă la karting? Din contră, interzis? Nu este nimica care să le interzică acest lucru, însă trebuie să gândim și mai departe, pentru că creându-le aceste aptitudini, cei în cauză chiar cred că pot conduce un vehicul pe drumurile publice. N-au niciun fel de cunoștințe rutiere, în schimb poate să stăpânească, după părerea lor, un vehicul în mișcare. Haideți să vedem, pentru că vorbeam de ce se întâmplă pe drumuri, vorbeam de persoane care nu respectă legea și de dumneavoastră, cei care sunteți oamenii legii, dar care vă ocupați cu tot felul de probleme în această perioadă. Persoanele implicate în scandaluri cu arme de azi noapte din Slobozia sunt audiate la parchetul de pe lângă tribunalul Ianomița. Bărbatul care a tras cu o armă de vânătoare și a rănit două persoane nu a fost deocamdată prins, dar anchetatorii spun că au indicii în privința identității lui. În total, patru tineri au ajuns la spital în urma încăierării dintre două familii. S-a întâmplat în România, s-a întâmplat azi noapte, s-a întâmplat la Slobozia. Acolo se află și colegul meu, Mihus Năstăsache, și vine cu detalii. Bună ziua, Mihus! Bun găsit! Parchetul de pe lângă tribunalul Ialomiță este cel care se ocupă de această anchetă. Până acum, în această după-amiază, au venit mai multe persoane care au fost audiate de către procurori. Aceștia au dat declarații, însă toți cei cu care am vorbit spun că nu l-au văzut pe exact bărbatul care ar fi tras cu acea armă de vânătoare, care a rănit până la urmă alți doi bărbați. Toți spun că în acea încăierare, oamenii spun că au fost 20 de persoane care au intrat peste ei în casă, n-au reușit să-și dea seama cine anume ținea o pușcă în mână și a și folosit-o. Anchetatorii spun însă că nu vor să cadă într-o ipostază gen Popa Prostu, ci spun că au indicii clare și că vor găsi în curând pe cel pe care ar fi folosit acea armă. Ei spun că au indicii care duc la identificarea lui, însă deocamdată este o problemă de timp până când acesta va fi prins. În continuare, nimeni nu a fost reținut în urma scandalului de aseară. Azi noapte, polițiștii au audiat 32 de persoane, dintre care 16 au fost implicate direct în bătaie, iar celelalte au fost doar în postura de martori. Oraș mic, orgolii mari, clanurile locale intră adesea în conflict, iar incidentul de sâmbătă noaptea nu e decât un nou episod al acestei stări de fapt. Unul numitul Bușca, împreună cu toți, cu toată gașa lor, au venit încoace aproape la vreo 50 de metri de holea de unde este banda și au în gărdurarița, așa apropiază gărdurarița, au tras cu pușcă, cu piston. Ei, dacă a fost ziua lor, tasul acesta băiat care a tras cu pușca, dacă au băut acolo așa beți, s-au vorbit ei acolo să vină să ne omoare. Vrea să ne împuște, ne trage cu armele pe noi aici, ne-a împușcat, ne-a omorât, mai sânge pe jos, mai să veniți să vedeți. Să vedeți cine este acolo. Avem câte patru. Da. A zis că are gloanțe să ne împuște pe toți. Ei au mașini, au femei la produs. Da, să-și permite mașini să ia pistoale. E clanul lui Frusin, e clanul lui Bușca, care am înțeles că Frusin i-a dat urmărire generală și în seara asta era în oraș. Victimele de azi noapte acuză și poliția că nu se implică suficient. Și poliția ne-a spus să dăm declarații, declarații peste declarații și nu puteți să facă nimic. Poliția e coruptă de la sub. A dat cu petre în jandarmi și a jurat și nimică. În poliție dai și nimic. Pe noi ne-a luat. Ați văzut ce sânge aici? De câte ori face București, degeaba. Răniții duși la spital au acceptat asistența medicală, nu însă să și rămână acolo, chiar dacă se plâng că au de suferit.
moment dat vine fratele meu, m-am pușcat, du-mă la spital. Eu doar am văzut că s-a tras în mine și atâta tot. Să vede tot spună clar că a intrat Alicia în mine. În jurul orei 1, în această seară, în această gardă, am primit 4 molestații dintr-o altercație în oraș. 2 dintre ei au refuzat internarea, deci chiar cel cu plăgile transfixiante împușcate. Polițiștii spun că motivul bătăii care a degenerat a fost o sumă de bani. Ministrul de Interne s-a arătat revoltat de ceea ce s-a întâmplat în Ialomița. Dan Nica a cerut un control la Inspectoratul Județean de Poliție. Primul vizat este chiar șeful instituției. Să vă aduce controlul Inspectorului General Poliției Române și este o mare problemă pentru că în momentul în care lucrurile s-au repetat în județul Ialomița, cred că e o problemă care trebuie rezolvată. Dacă va fi demis, acest lucru va rezulta în urma controlului dispus de către IGP. Oricum, eu nu-l văd cu ochi buni. Ministrul de Interne, Dan Nica, domnule Ștefănescu, și aici să cerem demisia ministrului pentru că există aceste găști de cartier poate tolerate de toți miniștrii de până acum? În primul rând, se vede clar după declarația oamenilor. Nu l-au văzut pe agresor, nu-l cunosc, e clar, toată lumea îl știe. Le e frică să vorbească. Eu de aia sunt revoltat de modul în care se revoltă ministrul de Interne, Dan Nica, pentru că sună așa fals, sună urât de fals. Dom'le, sunt revoltat, o să facem noi o anchetă și nu știu cum. Ce anchetă să faci, mă, băiatule? Că știi foarte bine că în Poliția Română există două tipuri de polițiști. Unii care vor să facă dreptate și să asigure liniștea publică și n-au niciun fel de șansă și unii care sunt corupți și sunt pe blat cu lumea interlop. Iată, Craiova, Constanța, Brașov, Timișoara și așa mai departe. Lumea interlopă, iese în stradă, bat jandarmii, ies cu săbile și așa mai întâi. Ce țară se întâmplă lucrul ăsta? Un ministru de Interne adevărat, ar fi numit, domnule, ne trebuie 40 de comisari moldovani la modul ăsta, să-și facă niște echipe și să fie, nu știu, ca în Germania, ca în alte țări. Ai scos sabia la un jandarm sau un polițist, te-au împușcat pe loc, domnule. După ce faci astfel de lucruri, se liniștește țara, pentru că au luat-o razna. Avem de-a face cu, nu știu, 999 la 1000 dintre oameni, dintre cetățenii normali, suferi din cauza câte unui golan din ăsta, care se zânce într-o bandă și terorizează, fură, sparge, ies cu pistoale în plină stradă, trag, rănesc copii. Dom'le, am ajuns într-un fel de no man's land și ministrul de Interne este revoltat. Du-te, mă, băiatul, la fața locului. Nu l-a închetat pe șeful poliției. Știi foarte bine cum sunt șefii poliției de obicei. Doamna de obicei există o relație între șefii poliției, anumiți politicieni, lumea interlopă, cei de la parchet. Toată lumea din toate orașele știe lucrul ăsta. Aici trebuie tăiat răul de la rădăcină. Burana scoasă cu totul chiar din pământ. Mă voi depărta puțin de opinia pe care o are ca politician domnul Ștefănescu. Eu spun că există două feluri de polițiști, exact. Există două feluri de politicieni, două feluri de medici. În toate profesiile există acest, mă rog, antagonism între un om bun și un om rău. Punct. Asta este diferența. Unul își face treaba bine, altul nu și-o face așa cum trebuie. Dar nu aceasta este cauza. Nu văd eu de ce să fie scos din funcție șeful transporturilor, șeful poliției, când faptele sunt făcute de oameni și n-au putut fi prevenite, din ceea ce spun eu, este greșit înțeleasă libertatea. Am dorit atât de mult democrație, încât astăzi cei lipsiți de educație, repet, lipsa de educație este cea care contribuie enorm la săvârșirea faptelor reprobabile, nu știu, nu înțeleg ce înseamnă democrația și libertatea și își închipuie că pot face tot. Inclusiv încălcarea legii. Vedeți, într-o țară, pentru mine este o uimire, într-o țară în care Ion Eliade Rădulescu în 1863 propunea o Constituție cu drept de vot universal. 918-919 proiecte de vot pentru drepturile civile ale femeii și dreptul la vot. E bine, într-o asemenea țară, cu asemenea minți luminate, cu mari juriști, cu legi bune, fiindcă eu vă spun, și modificările aduse codului penal și codului rutier, toate sunt, în general, de bună
intenție și în același timp de posibilă realizare a conținutului lor și a intenției legiuitorului. Dar totuși în această țară avem aceste încălcări. Vedeți, există gropi pe străzi. Pe atunci să-i condamnăm pe toți miniștrii care îi avem de 60 de ani încoace. De când mă știu, tot prin gropi am circulat. Dar sigur că trebuie făcut ceva. Și atunci eu spun că este momentul în care societatea civilă trebuie să sprijine autoritățile și partidele pentru a se ajunge la o calmare a spiritelor, o liniștire a acestei goane după bani. Vă spunea că guvernul are o vină. Eu spun că statul în general are o vină, fiindcă acel proprietar al mijlocului de transport care a fost implicat în acel îngrozitor accident de din Scânteia, nu? Da. De la Scânteia. E bine, acolo omul, sigur, l-a angajat fără contract de muncă, sunt niște nereguli. De ce? Pentru că toți acești proprietari și foarte mulți care au asemenea mici afaceri sunt speriați de impozitele enorme care există și atunci găsesc tot felul de posibilități ca să poate să subziste. Așa cred eu că se poate explica. Deci statul asta trebuie să aibă grijă. Să nu mai se încalce legea pentru a ocoli dispozițiile care sunt poate puțin prea dificile pentru unii oameni. Oricum, trebuie să facem ceva ca să se învețe și legea rutieră și cum să circulăm pe străzi, pentru că indiferent de ceea ce este, dacă am căzut într-o groapă cu mașina și nu este vina mea, voi fi despăgubită. Dar viața de om n-am cum să o dau înapoi. Mă uitam la acea femeie care i-a murit și soțul și copilul. Ce poate fi mai cumplit? Există vreo plată în bani pentru aceste vieți omenești? Nu există. Ei, toți cei care sunt la volanul unei mașini, în momentul în care pleacă la drum, trebuie să gândească la acest aspect. Că viața nu ți-o poate da nimeni înapoi, deci tu n-ai voie să o iei altcuiva. Doamna avocat, vorbează lipsa de educație. Dar când vedeți acolo 500 de mafioți, de clan, cu săbi, cu topoare, ieșind în fața jandarmilor. Păi ăștia cum îi educăm? Îi ducem acum și le citim din Biblie, din Cartea Sfântă, învățăm acum carte, îi ducem la școlarizare? Când ei stau și aruncă cu săbile în jandarmi, când avem polițiști și jandarmi răniți? Nu, îi arestezi imediat. Dacă un polițist deschide focul să-și apere viața după legile de acum și omoară pe unul în legitimă apărare, este condamnat tot el. V-am dat exemplu în emisiune de cazuri în care hoții intră peste omul ăla în casă la ora 3 noaptea, îi rănește nevasta, îi o taie cu cuțitul pe față, îi taie copilul de 3 ani. El, ca să se apere, omoară pe unul dintre hoți și prinde pe cei doi. Și el în casa lui, care își apără familia, primește 7 ani de pușcărie. Ce educație să le mai dai? La toți și violatori, dați-vă ce pe străzi. Da, păi dar au fost și cazuri în care au fost achitați. Deci în fiecare județ, în fiecare oraș, lumea este disperată de clanurile mafiote. Este disperată. Ce deja ne spune tot poliția? Care sunt soluțiile? Și dacă este așa cum spune domnul Codrin Ștefănescu, dacă un polițist suferă mai mult dacă împușcă un astfel de agresor, discutăm în câteva momente. Acum scena cu Baiezid. Tu ești Mircea? Nu. Vorba scurtă, sărăcia omului. Stai la povești, pentru că ai 600 de minute și 600 de SMS-uri în rețea, plus 30 de minute naționale și internaționale cu doar 3,5 euro credit lunar. Cosmote, alături de tine. Oameni din toate vremurile, vă așteptăm la Serbările Timișoreana, weekendul acesta în Buzău. Sometimes the rain goes and rainbows all that's left. I like my head on your shoulder. I like the way you smile. I found your seaside.
Crâng, puterea Alintaromei. Am mătreață? Ce mă fac? Nu te îngrijora, există un șampon care îndepărtează eficient mătreața. Head & Shoulders cu formula Actizinc îndepărtează mătreața până la 100%. Nici urmă de mătreață. Folosind Head & Shoulders cu regularitate, poți uita definitiv de mătreață. De aceea Head & Shoulders este recomandat de Societatea Română de Dermatologie. Momentele tale de divertisment prin viață cu sunet ireproșabil și imagini impecabile. Noul W995 Walkman. Distracția nu a fost niciodată mai aproape. Când te simți frumoasă, ai încredere în tine. Pentru o piele fină, uită de la Maderas. Încearcă Vit Cremă Spray. Este mult mai ușor de aplicat și conține un nou complex hidratant. E simplu să ai o piele fină ca mătase. Vit. Simte frumusețea. Acum sunt pregătit să îmi reîncar cartela. Bag 30 de minute să o sun pe Mirela. Am pachet minutes și umblu trei la Lela. Reîncar direct cu minute cartela. Direct din cartier. Mai ieftin ca o cola. Pentru prima dată în România reîncarci direct cu minute. Cu doar 50 de cenți primești 30 de minute în rețea. Cere pachet minutes oriunde, oricând. Cosmote, alături de tine. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Am revenit într-o ediție specială, discutăm despre ce se întâmplă pe drumuri, despre problemele cu care se confruntă poliția, despre carnage. Am văzut ce s-a întâmplat la Iași și rămăsesem la discuția legată de oamenii legii și ce pot ei face atunci când oamenii se împușcă în stradă. Domnule Toma, este atât de greu? Vă gândiți de foarte multe ori? Vă este greu să trageți la rândul dumneavoastră dacă sunteți chiar în legitimă apărare? Nu este vorba de greutate. Bineînțeles că fiecare caz trebuie analizat în parte. Dacă ar fi să mă refer de la cazul de la Slobozia, n-aș putea să fac remarci, întrucât nu-l cunosc îndeaproape și îndeajuns. Dacă e vorba de legitima apărare, legea spune clar că poți să folosești armamentul din dotare, fără nicio astfel de problemă. Este adevărat. Având în vedere istoria și ce s-a întâmplat unora dintre colegii noștri, este posibil ca unora dintre polițiști să le fie teamă a folosi armamentul din dotare. De ce? Ce li s-a întâmplat unora dintre colegii noștri? Atâta vreme cât acesta nu este folosit conform legii, este în afara acesteia. Și atunci atrage răspunderea polițistului. Domnul comisar, gândiți-vă la Craiova. Aici, pe realitate, a fost episodul Craiova în care polițiștii au fugit și dădeau chiar și declarații puse cu bine, ca să nu se vadă imaginea. Și spuneau reporterul realitatea, domnule, mi-e frică. M-am fost atacat cu sabia, m-a tăiat, m-am dus la... În astfel de cazuri mi-e frică, mai, mi-e frică problem. De familia mea, de copiii mei. Dacă trăgeam să mă apăr și omoram 2-3 din nenorociții ăștia care m-au atacat cu sabile și cu pistoale în mijlocul străzii, în Craiova, mi-era frică pentru copii, pentru nevastă. De așa mai departe. Cine mă apără? Că legea nu mă apără. Nu mai legea. Nu mai legea ne apără. Care lege, domnule? Legea aceasta este... care o avem. Legea este o lege tâmpită. Și oamenii, în primul rând, se gândesc la siguranța lor. Oamenii nu le pasă că noi avem legea bună sau nu avem legea bună, că statul este prost și gestionează prost legile astea sau că face prost legile. Oamenii se gândesc că copiilor sunt atacați în școli și în liceele de tot felul de bande de cartier care vin și le fură penalele, ghiozdanele, hainele. S-a întâmplat în cazul fetiței mele lucrul ăsta. Colega ei, când a ieșit de la școală, a primit un pumn în cap și le-a dezbrăcat pe amândouă. Da? Mi s-a întâmplat mie lucrul ăsta. Că de-aia am fost atât de revoltat și am făcut împreună cu senatorul Maionescu nu știu câte legi privind siguranța cetățeanului. Da? Formă. Uitați-vă ce se întâmplă în unele orașe. La Timișoara au intrat romii peste prefect în casă să-l oblige să semneze contractul că vinde casă. Despre Timișoara vorbim. La Craiova este o nenorocire ce acolo. Exact. Care sunt exemplele concrete? În Brașov se împușcă, sparg băncile, casele schimb valutar, se lasă cu morți. Poliția este atacată în plină stradă. Oamenii declară din poliția română, aia care sunt mai curajoși, doamnă, mi-e frică de familia mea să intervin, primesc amenințări. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în Timișoara, pentru că a avut loc chiar azi noapte. Pasagerii unui taxi implicat într-un accident de circulație minor s-au supărat pe șoferul unei alte mașini care făcuse o greșeală în trafic. Au ieșit din mașină, l-au amenințat și chiar l-au atacat cu spray paralizant. Imaginile au fost surprinse de un timișorean și au fost postate pe YouTube. Cu detalii vine chiar acum Raluca Culcea. Bună ziua!
Bună ziua, accidentul s-a petrecut azi noapte în jurul orei 3:30 pe strada Gheorghe Lazăr din Timișoara, un accident minor de circulație, până acum nimic ieșit din comun, doar că ce a urmat este o scenă care s-ar putea mai degrabă întâmpla în Vestul Sălbatic. Accidentul s-a petrecut între un Volkswagen Passat care vrea să efectueze o manevră de întoarcere și un taxi care venea din spatele său, nu a avut suficient timp la dispoziție să frâneze, așa că s-a produs accidentul. În taxi se aflau doi clienți, două persoane care s-au enervat la culme imediat după accident și au agresat pasagerii din Volkswagen. În filmulețul realizat de un timișorean martor al evenimentului se vede cum un bărbat în tricou roșu, client al taxiului, agresează unul din pasagerii Volkswagenului, îl împinge, scoate apoi un spray paralizant pe care îl folosește, pune omul pe fugă, iar acesta este cât pe ce să fie călcat de o mașină. După ce s-au răcorit, cei doi s-au făcut nevăzuți, bineînțeles, înainte ca un echipaj al poliției să reușească să sosească în zonă. Laura Calciu, mulțumesc. Doamna avocat, multă lume își face singur dreptate? Din păcate, faptul că de multe ori, din diverse motive, justiția este practic împiedicată să sancționeze așa cum trebuie. Fie ne aflăm într-o situație de spaimă despre care vorbea domnul Ștefănescu și așa este, fie ne aflăm în fața unor alte întâmplări pe care nu le putem justifica și nu le putem discuta astăzi, dar oamenii încep să-și piardă încrederea și atunci au reacții. Este foarte adevărat că polițistul nu poate să tragă în orice condiții, pentru că dacă s-ar îngădui, gata, s-a întâmplat un mic incident cu un polițist, el poate să împuște omul, nici asta nu este normal. Dar în același timp, împotriva acestor bande mafiote care folosesc săbii, care au un dispreț total față de lege și judecător, aici spun eu că ar trebui intervenit cu mai multă asprime și ar trebui chiar preventiv să se ia măsuri. Sigur, nu mai suntem pe vremurile dinainte când te lua de pe stradă și te trimitea să stai 3 luni într-un loc. Dar trebuie să există rețete juridice de sancționare a acestor genuri de comportamente și eu spun că aici, într-adevăr, ministrul de interne împreună cu procurorul general ar trebui să ia măsuri foarte drastice, fiindcă altfel nu vom face nimic. Degeaba noi, societatea civilă, mergem în școli, încercăm să discutăm cu copiii, cu tineretul, să învățăm să nu se mai drogheze, să nu se bată, să nu fure, dacă pe planuri acestea, planurile mari ale infracțiunilor grave, cum ar fi, fiindcă cu o sabie ninja nu mângâie o femeie, o ucizi eventual sau o lași cu un semn care te face o pocitanie pe tot restul vieții. Ei, aici spun eu că trebuie să ne găsim în situația unei campanii împotriva violenței, împotriva infracțiunii, împotriva celor care nu respectă legea circulației. Ne aflăm într-un conglomerat de comportamente care au aspect infracțional și, din păcate, încă nu avem soluțiile care să impun. Dar eu sper că aplicarea foarte corectă a legii, nu cu rigiditate, dar aplicarea spiritului legii, va putea duce la modificarea situației în care ne aflăm în acest moment. Legea, doamna Iacob. Nu trebuie bine aplicată. Eu vă spun că trebuie bine aplicată. Ce-a fost aici, mai la realitatea și pe alte posturi, polițistul acela bătut, deci oprește, vede mașinile că sunt oprite și niște un clan interlop juca barbut. Și roagă frumos polițistul îmbrăcat uniformă în timpul serviciului să se libereze carosabilul ca să dea drumul la circulație. Și omul rămâne înnebunit, răznit în spital, povestește, când a fost lovit cu ranga de fier în cap. Da? Aici se văd revolta ministrului de interne, că a găsit vinovații și că sunt la închisoare. Mai mult de atât. Cazul polițistului care în civil a împușcat pe tânărul acela de 6 ori. Hai să luăm povestea. Polițistul acela l-a prins pe acel om de vreo patru ori. L-a prins, l-a furat, când să-l aresteze, instanța a dat drumul. L-a mai prins cu nu știu ce găinării făcute, l-a arestat, procurorii i-au dat drumul. L-a mai prins încă o dată că nu știu ce scandal a făcut în comună și în sat, i-a dat drumul. Băiatul ăla tot timpul îl sfida. Cum trecea prin stat, îl înjura. De familie, de mamă și așa mai departe. Adică omul la un moment dat nu mai putea dă-ne, domnule, sunt polițist, sunt omul legii.
Și da. Omul legii e la fel ca în America și ca în, ca în Austria, ca în Germania, n-are zi liberă. Că e în uniformă sau e civil, este omul legii. S-a dus la el, da, s-a dus la el să roage, să unde a muzica la maxim, ăsta l-a enervat, l-a și înjurat de mama, dar și mai, ca să, ca să sfideze omul și ieși din minți. Sentimentele personale, iertați-mă, n-au ce căuta. No. Polițistul se simte în momentul ăsta, cei care vor să facă treabă, victime clare ale lumii interlope. Așa cum se simt și cetățenii, și oamenii. Haideți să lăsăm. Aș vrea să fac două mențiuni, una referitoare la folosirea uzului de armă și v-aș da răspuns cu un caz de ultraj în care au fost implicați colegii mei de la Constanța chiar în dimineața acestei zile, în care, în moment în care aplica o sancțiune contravențională unui motociclist, un participant la trafic, fiindcă nu conducea în momentul respectiv vreun vehicul, a venit foarte nervos la aceștia, reprusându-i că n-au observat o șicanare în trafic, a vehiculului în care se afla, condus de soția acestuia, și nici n-a mai stat la discuții și a lovit polițistul. Trebuia să folosim arma. Nu, dar arestat direct din prima. A fost imobilizat, a fost imobilizat în momentul în care s-a folosit forța, s-a simțit precum leu în fiare, a dat cu picioare, n-a lovit și portiera la mașină, dar a fost imobilizat. Deci iată că se poate interveni și folosi în raport de situații. Nu folosim armele în orice condiții. Bineînțeles. Și a doua problemă, uitați că exact ce vorbea și doamna Iacob de la începutul emisiunii și am făcut și eu același apel, este vorba că nu avem cultură. Acei oameni care, în loc să dea telefon la poliție pentru a interveni, pentru că colega dumneavoastră, corespondent de la Timișoara, a spus că de obicei poliția nu a fost prezentă, da, deci nu o să cheme poliția, acea persoană a vrut să vadă meciul, cum se începe, cum se derulează și cum se termină. E vorba de spiritul civic care trebuie să dea dovadă în orice astfel de împrejurări. Dacă amenziile sunt în regulă, dacă se pot mări ele și care este cea mai mare amendă de până acum, 8.700 de lei, despre ce este vorba? Cine a luat această amendă? Vedeți după doar 2 minute de publicitate. Acum sunt pregătit să îmbrâncar cartela. Bag 30 de minute să o sun pe Mirela. Am pachet minutes și umblu trei la Lela. Reîncar direct cu minute cartela. Direct din cartier, mai ieftin ca o cola. Pentru prima dată în România reîncarci direct cu minute. Cu doar 50 de cenți primești 30 de minute în rețea. Cere pachet minutes oriunde, oricând. Cosmote, alături de tine. Tide Absolut, scutul de protecție pentru supermame. Mama mă îmbracă în tricoul meu preferat. Ne jucăm cu furtunul și murdăria pare că se curăță ca prin minune. Numai ea știe secretul. Mama folosește Tide Absolut cu formula îmbunătățită ca un scut de protecție ce nu lasă murdăria granulată să se fixeze pe țesăturile din bumbac. Vezi diferența doar cu apă. Iar hăinuțele sunt de un alb imaculat. Mami e super! Tide Absolut, super protecție pentru supermame. Abonează-te la Cine Star. Ai ce face? Este criză, iar pe Cine Star te așteaptă un super sejur. Peste 90 de filme noi și cei mai tari actori vor fi alături de tine cât e vara de lungă. Sfatul nostru, stai acasă. Relaxează-te pe Cine Star. Deschide ochii și visează. It seems there's always somebody complaining. The boss is always on my back and I'm straining. But I'm not complaining. All I gotta do is and then I can. După serviciu, răcorește-te cu Scol. Frigiderul tău protejează natura? Schimbă-l cu unul eficient energetic. Acum ai 200 de lei reducere dacă aduci în loc vechiul tău frigider. Whirlpool simte diferența. Rorec, pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Reciclează. $8.700 de lei este amenda record primită de un șofer din Piatra Neamț la un singur control rutier. Tânărul, în vârstă de 23 de ani, conducea un autocamion care transporta peste 20 de tone de ciment. El a fost depistat în trafic pe drumul național 15 între Vaslui și Negrești. Pentru ce a primit amenda știe Paula Păduraru. Bună ziua, Paula!
Bună ziua, autocamionul a fost oprit în primul rând pentru că nu avea plăcuțe de înmatriculare. Numerele erau trecute pe două bucăți de carton cu o cariocă. Nici sistemul de semnalizare nu funcționa, pneurile erau învechite, iar unul dintre cauciucuri avea și pană, cu toate că tânărul de 23 de ani din Piatra Neamț transporta peste 20 de tone de ciment. Și asta nu este nimic. Polițiștii i-au cerut tânărului certificatul de înmatriculare. Evident că acesta a ridicat din umeri pentru că nu îl avea. Certificatul de înmatriculare se afla în posesia poliției rutiere încă din noiembrie 2008. Pentru toate aceste nereguli a primit o amendă de 7.200 de lei, la care s-a mai adăugat o amendă de 1.500 de lei pentru că nu avea nici măcar certificat de transport. În total, 8.700 de lei, cea mai mare amendă dată de poliția rutieră din România, dintr-un singur foc. Aula Pădurare, mulțumesc, și aș completa eu la un control bine făcut, pentru că, domnule Paul Toma, trebuie să recunoașteți, sunt foarte multe cazuri care ar putea lua astfel de amenzi. Vedem cu toții pe stradă mașini, camioane care nu au cauciucuri, doamna, foarte bune, care au foarte multe probleme. Problema nu este de sancționare. Deci, din datele pe care le avem, și îmi pare rău că nu pot să vă ofer niște date statistice, numărul sancțiunilor și a proceselor verbale aplicate a crescut. Însă alta e problema. Nu se execută aceste sancțiuni. Activitate care nu este în grădina poliției. Deci toate amenziile la regimul circulației se fac venit la bugetele locale, conform ordonanței 2 din 2001 privind regimul juridic al contravenției. Deci în 15 zile persoana contravenient depune recipisa, chitanța că a plătit procesul verbal și atunci nu se mai trimite exemplarul numărul 1 spre executare la secția financiară. În cazul în care nu se întâmplă acest lucru, procesul verbal se înaintează la secția financiară de la domiciliul contravenientului. Problema este că de acolo sunt acele procese verbale care nu știm câte dintre ele sunt încasate, mă refer ca și valoare. Este o problemă foarte importantă pentru că noi, poliția, am sesizat de foarte multe ori acest aspect care îmi pleacă forma de prevenție. Un om atât timp cât este sancționat, dar nu simte rigoarea legii, își dă seama că poate să o încalce ori de câte ori dorește, la bunul lui plac. Și atunci, așa este. Într-adevăr, este aici, urmărirea este o problemă care de foarte multe ori este dificil de făcut, chiar între persoane particulare. Dacă cineva datorează pentru un accident de circulație, am acum o fată omorâtă, fiica Damianu, un caz, omorâtă în stop, a intrat cu mașina nea, omorâtă, însărcinată, a urmat să căsătorească peste 2 luni, a fost condamnat, obligat la plata unei sume, acum îl căutăm, e plecat peste hotare, se pare, nu-i pasă de nimic, nu avem de la cine executa. Și e vorba de o amendă penală? Dar când e vorba de amendă, atunci se pierd procesele verbale, nu ajung să se execute, deci eu, și eu spun aici că trebuie sancționați foarte aspru, fiindcă suntem în această perioadă când toată lumea aleargă și dorește să facă bani, îl lovește acolo unde îl doare. Dar, repet, de problema pe care a deschis-o, despre care a discutat domnul Ștefănescu, acestor claruri mafiote, este deosebit de importantă și dacă alături de ceea ce se va face pentru respectarea legii rutiere și pentru siguranța circulației, vom avea și acțiuni, dar acțiuni foarte unite, repet, ale poliției și parchetului, sprijinite de societatea civilă, se va termina și cu aceste claduri mafiote care au ajuns să facă spaima oamenilor cinstiți, oamenilor obișnuiți. Deci, repet, dacă vom ajunge să iubim și să respectăm legea, tot ceea ce a fost astăzi în discuție, astăzi la emisiunea dumneavoastră, va diminua. Vor diminua și încălcările de lege ale circulației și ceea ce se întâmplă când sunt oamenii loviți, bătuți, femeile violate, dar în același timp, cred eu, trebuie să existe o preocupare pentru educație. Spunem despre romi foarte multe lucruri. Eu personal am prieteni. Am copilărit în apropierea, pe atunci era Groapa cu Țigani, unde este acum, unde a fost patinoarul. Ei bine, erau mai educați și mai buni decât astăzi, pentru că romii care au situații bune, bani, poziții în societate,
nu investești nimic pentru educarea celor care sunt săraci și care nu văd decât violența pentru a putea deveni importanți și pentru a avea bani. Deci, repet, dacă plecăm de la o educație care să fie o preocupare pentru noi toți, începând din familie, în școli, în universități chiar, cei doi tineri criminali, studenți, nu se explică. Oamenii simpli comiteau înainte crime. Intelectualii foarte rar erau implicați, eventual în crime pasionale, dar altfel nu. Ei bine, iată ce exemple avem azi. Deci, rog pe cei care au posibilitatea să contribuie la obținerea unui sistem educațional mai performant să o facă, pentru că nu depinde numai liniștea noastră din casă, dacă intră sau nu cineva peste noi. Da. Depinde viitorul acestei cine, țări de liniștea noastră. Știm deja clasa politică. Eu zic că e problemă socială, în primul rând. Bine, clasa politică e vinovată de foarte multe lucruri. Acum avem și extreme. Și sigur, oamenii mor de foame, vor să muncească, unii sunt disperați. De exemplu, în cazul ăsta cu șoferul care a primit amenda asta uriașă, omul nu-i devine săracul tânăr, devine cel de la firmă care a dat camionul uzat, fără pneuri, fără acte. Fără... Bun, dar știm cu toții, îți asume anumite riscuri atunci când te urci la volanul unei foame mașini fără pneurile bune. Oamenii de foame și asumă orice fel de riscuri, dar nu așa în situația de asta. Așa e legea, așa e codul rutier, deci, știm cu toții cei care avem permis. Oamenii vor să muncească, sunt disperați, să stăcă o pâine la copii și nu mai se gândește. Își riscă viața, dacă patronul este inconștient, își riscă viața. Însă, avem acum extremă. Pentru astfel de cazuri avem amenzi uriașe, dacă nu cumva și dosar penal, se fac o grămadă de abuzuri și așa mai departe. Ăștia, șoferii ăștia care o să muncească, sunt amendați taximetriștii, nu nebunii aia ca în faza trecută care dansa pe volan. Însă pe cealaltă parte, cealaltă extremă, mafioții scapă. Bande organizate, clanurile, din potrivă sunt chiar promovate de către presă. Se dau și le se arată în direct nunțile lor. Cu plin de aur, cum aruncă cu milioanele de euro pe lăutari, Mercedes-uri, Cadillac, Rolls-Royce-uri și mai departe. Nimeni nu întreabă de unde au banii. Toată lumea știe vorba despre clanul nu știu care din Craiova, clanul nu știu care din Timișoara. Toată lumea știe adevărul, nimeni nu se implică. În schimb, șoferul amărât care mănâncă o pâine și ducea 20 de tone de ciment cu camionul făcut praf, ca și a dat patronului, are amendă, dacă nu cumva îl băgăm și la pușcărie. Dar îl vedeți, avem și cealaltă față a acestui tip de șofer de care ne spunești, cel care se face vinovat de tragedia de la Scânteia. Și aici ce mai facem? Pentru că bun, și doamna, el era un tânăr, nu avea permis. Șoferul de la șoferul tragedia de la Scânteia poate care vină. Sigur este vinovat, că a fost probabil că inconștient. Dar dacă Ministerul Transportului punea o singură barieră, omul ăsta oricât de inconștient era obligat, că ducea ca era chiar nebun cu acte în regulă să treacă prin barieră. Doar dacă s-ar fi pus bariera. Și sunt nu știu câte mii, zeci de mii de astfel de locații unde nu sunt bariere, este o cheltuială minimă. În schimb, să cumpărăm tot felul de vagoane la suprapreț, cum a fost ultima afacere, am cumpărat cu de trei ori prețul vagoanelor și așa mai departe, le putem face. Să facem șosele adiționale de 400 milioane de euro pe care le fac tot firmele de partii și de stat a anumitor politicieni, se pot face. Bun, dar da? Sunt făcute fiecare cu respectarea legii, cu tot felul de achiziții. Sigur, omul probabil că a avut vină, a fost nebun, este o tragedie, trebuia declarat doliu național. Dar Berceanu, la faza asta, trebuia să ceară demiterea de către Emil Boc. Noi ieri, la sâmbătă, când am fost cu Cornelul Vadintor și cu senatorul Mainescu, am aprins o lumânare pentru sfetul celor morți. La toate sărbătorile de azi din țară, toată lumea a început cu un moment de reculegere pentru tragedia de la Scânteia. Dar nimeni nu s-a întrebat, mă, oamenilor, dar de ce nu era o barieră acolo? Cu ce se ocupă statul? Poate un rezultat al anchetei. Statul exact în România face orice este posibil ca să nu asigure protecția cetățenilor lui. Că vorbim despre violența pe stradă, în școli, la bariere, pe mijloace de transport, vorbim despre clanuri mafiote. Statul nu face absolut nimic, pentru că avem două Românii. România reală, în care oamenii se confruntă cu așa ceva, și România politică de sus, unde băieții se ocupă de afaceri, își cumpără vile la Monte Carlo, fac concedii în insule exotice și nu le pasă de lucrurile astea. Ultimul minut, doamna Paula Iacob, vă rog. Eu spun că, indiferent de vinovățile pe care le-ar avea clasa politică, indiferent de responsabilități, pentru noi fiecare, omul de rând, omul de pe stradă, trebuie să fie primul care
indiferent ce regim politic este la putere, indiferent ce se face, omul de pe stradă să știe că trebuie să respecte legea. Și dacă vom ajunge să fim uniți în acest respect față de lege, vedeți, se vorbește despre unire în întâlnirile politice, la sindicate, peste tot. Nu. Este vorba de o uniune de gândire spre ceea ce este frumos, curat și bun, spre viață, nu spre pierderea vieții oamenilor. Aceasta este ceea ce trebuie să facem. Și dacă poate comunitatea acolo la Scântea era mai unită din acest punct de vedere, poate îi spuneau acelui șofer, nu te mai urca la volan, poate atrăgea atenția patronului să nu mai la...